Să vă prezint un hack pentru Mortal Kombat X. Pentru acesta nu avem nevoie de root și avem nevoie doar de aplicația Lucky Patcher. Bine, puteți să folosiți și cu root, nu este nicio problemă. Eu acum folosesc fără root și îl puteți folosi fiecare care doriți. Am primit foarte multe mesaje și cereri în care mi spuneți că nu merge cu Game Killer. Așa, deci dăm pe Mortal Kombat X, deschidere meniu cu patch-uri, creare aplicații modificate, APK de Build it for in-app Lively Emulation și reconstruire aplicații. Acum așteptăm. Deci am primit destule cereri în care mi se spune că nu funcționează Mortal Kombat X cu nu mai funcționează cu Game Killer-ul și ar puteți folosi cu Lucky Patcher, cu sau fără root. Așa. Iar pentru cei de pe iOS, vă voi lăsa la urmă un cont în care veți avea foarte multe diamante, foarte mulți bani, souls și tot ce doriți. Vă voi pune în descriere contul. Așa, acum trebuie să mai așteptăm. Mai trebuie să stăm puțin. Cu cât aplicația este mai mare, cu atât mai durează puțin. File. Așa. Trebuia să ne arate acele erori. Acum trebuie să dezinstalăm acesta. Dar pentru a nu ne se șterge datele și pentru a nu trebuiască să descărcăm iară, intrăm în Android, OBB și redenumim. De exemplu, pun 1. Îl dezinstalăm. Acum ne întoarcem la Lucky Patcher. Dăm pe el. Install. Așa, să instaleze. Probabil o să trebuiască să fac chiar și tutorialul, da. Va dura puțin până îl fac, dar oricum acest hack funcționează, este foarte util și dacă vă prindeți urechile, fiți atenți, eu îl fac odată bine. Facem la share-ul nostru, îl redenumim la loc. Intrăm în el.
Așa. Mă dorea puțin până fac și eu tutorialul, dar vreau să vă demonstrez că funcționează. Trebuie timp să mă culc. Eventual poate fac și o oră. Da. Să vă spun de pe cum. Deci videoclipul acesta va funcționa, vă asigur eu. Dacă vă convingeți și voi că funcționează și v-am ajutat, trimiteți-l și prietenilor. Și sunt curios cât de multe like-uri putem aduna. Vedem, putem să trecem pragul de 1000? Sper și eu. Dar, da. Încercarea moarte n-are. Bine, nu spun acum să încercați să vă spânzurați. Nu de alta, dar poate v-aș și reuși. Așa că să mă destinem atmosfera. Mă plictisesc și eu. Da. La sfârșitul videoclipului vreau să vă întreb ceva, dar priviți până la sfârșit și acolo vă voi spune. Da. În caz că nu știți ce aplicație este aceasta, asta este MobiZen cu care înregistrez. Hai, puiule, hai, nu mă dezamăgi acum. Nu. Nu. Nu cred. Bine că te blochezi acum. Mamă, ce să... Ce dat. Hai, așa, hai. Așa. Sub-Zero. Este puțin un like pentru că am și record. Enervează. Animația. Păcat că este doar acum. Nu este gata tutorialul încă. Din păcate. Ce frumos era dacă ne punea și un buton de skip tutorial. Trebuie să
Facem două lupte. Este gata, din păcate mă enervează. Fac videoclipul ăsta de un sfert de oră. Da, ce se face? Trebuie să vă demonstrez. Așa. Hai pe ele, hai, hai. Nu mă mai lăsa să aștept. Gata, pune. Priviți. Acum cumpărăm ce dorim. Poc. Să vă demonstrez. Las, părăm un caracter. Să vă demonstrez că funcționează. Am pus sub 0. Priveți, am asta, îl cumpărăm. Deci vedeți că nu este fake. Dacă v-am fost util, vă rog, abonați-vă la canal, like, nu sunteți abonați, dați un like, distribuiți pe Facebook, pe tot, pe Twitter, pe YouTube, oriunde. Nu, nu distribuiți pe YouTube prin acopie. Ați înțeles voi. Deci, dacă v-am fost util, știți ce faceți. Acum, întrebarea mea final este voi. Dacă aveți niște întrebări pentru a crea un Q&A, lăsați-le, vă rog, în comentarii, deoarece poate sunt multe întrebări la care nu a răspuns și aveți dubii și vreți să le aflați, le puteți lăsa în comentarii, iar eu o să încerc să fac un Q&A cât mai devreme. Astea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionare, mai departe, și link-urile le aveți în descriere. Ciuza!